Aș avea o mulțime vis-a-vis de această pășune. Aș prefera, în schimb, aspectul minoritic. Să nu păstrăm aspectul minoritic cu o văcuță, cu voi, cu... să ne bucurăm noi, Consiliul Local, doar pentru niște taxe încasate după pășunatul acesta, pe o perioadă de 6 luni, și să facem demersuri ca să înflorească acolo, în zona aceea, un nou cartier din Oltenița. Un nou cartier cu case, pentru tine, căsătoriți. Deci noi, Consiliul Local, ar trebui să facem demersurile ca să ia ființă un cartier nou acolo. Părerea mea că în ideea asta sunt ceva, poate un primar, poate să n-am văzut ceva. Eu pot să vă, unora să le readuc aminte, altora nu știu. Există în planul de urbanism general, cu primele 10 hectare, acolo, și există posibilitatea parcelării și începerea unui nou cartier. Este o problemă mai veche, care a fost amânată datorită unor investiții, pentru că, de ce ne trebuiesc acele investiții? Legea 50 ne obligă ca în locurile pe care noi le punem la dispoziție pentru construcții, să avem la limita de proprietate apă, canal, gaz. Utilități, în general. Da. Iar pentru că nu puteam să facem utilitățile din punct de vedere al canalizării, pentru că în apropiere exista singurul colector care ar fi putut să preia acea zonă. Era vorba de canalizarea de la filatură. Iar pentru că de niște studii făcute în zonă, pe toată suprafața, ar apărea între 400 și 600 de case, volumul acesta de canalizare nu putea fi preluat. Și atunci am amânat, pe de-o parte, în bugetul pe 2008 există. În bugetul pe 2009 a existat. Dar am amânat-o pentru că, și n-am mai bătut în pinten, pe de-o parte că au apărut problemele cu criza locuințelor, ar fi una. De cealaltă parte, nu puteam să îndeplinim una dintre criteriile importante, și anume nu puteam să ducem utilități la margine. Pentru că, începând cu acest an, ar fi trebuit să terminăm investiția pentru orașele sub 50.000 de locuitori. Și pentru că am făcut un colector important pe Tudor Vladimirescu, în așa fel încât să descărcăm în necat strada Vinilor, care reprezintă acea canalizare, există posibilitatea ca la terminarea acestei investiții, care presupune inclusiv automatizarea stației de pompare numărul 1, să încercăm să preluăm ceea ce înseamnă canalizare în acea zonă. Deci există hotărâre de Consiliul Local pentru primele 10 hectare, exact vis-a-vis de Petrică Țonecu. Da. Există și bine că nu se face. Vă să am un punct de vedere. De ce cred că e bine că nu se face? Acel cartier rezidențial, asta este propunerea acolo, cartier rezidențial. Refuz să cred că avem atâți oameni blocați în orașul ăsta să cumpere 1000 de metri. Dar nu trebuie să fim o seară rezidențială. Deci eu spun de proiectul care e acolo. Dar nu există niciun proiect, trebuie să fim serios, vorbim... Deci de-aia v-ați angajat dumneavoastră în un cartier, ați făcut niște condiții. Poate nu e rezidențial, facem social? Facem două blocuri ca la filatură? Deci am spus și eu că se spune că este vreun proiect. Iar acolo, vă spun eu, dacă ar fi puțin îngrijit, aerul la bucolic de care dumneavoastră vă jenați, ar da bine la un oraș ca al nostru. Și avem, slavă Domnului, atâtea locuri unde am putea să facem. Mie mi-ar crește valoarea dacă se face în zonă. Nu mă interesează. Hai să ne mai gândim și la altele. Hai să ne mai gândim să plantăm și o lizieră de pădure. Hai să ne mai gândim și la altele. Că de-aia ne ia apele de peste tot. Pentru că facem mai casă și locuri. Eu zic că nu face obiectul hotărârii. Sigur că mi-am exprimat un punct de vedere vis-a-vis de ce a zis. O postuie mai arățată.